actually one of our pastors in my home church. Este unul dintre pastorii care a fost în biserica mea de acasă. So, he is coming to share with us in this morning. A venit în această dimineață să împărtășească cu noi. So, let's give the time as we are going to be listening to the message. Și că să ne bucurăm de acest timp când vom asculta mesajul. In this morning we have got only about 45 minutes. Vom avea doar 45 de minute în această dimineață. Și apoi urmează următorul pas din program. Să ne rugăm și pentru el în timp ce ne vom ruga și pentru noi. Amin. A good morning, dear church of the living God. Bună dimineața, dragă biserică a Dumnezeului viu. Amin. Thank you for according me such an opportunity to come and share with you from the Living Word of God. Vă mulțumesc pentru această oportunitate care mi-ați oferit-o ca să pot împărtăși cu voi din cuvântul viu lui Dumnezeu. Yes, the technicians, they are doing their work, which is very important for this presentation. Thank you. May God bless you. Yes, I just want to give God the glory for such an opportunity that I can come and share with you. Vreau să o slăvesc pe Dumnezeu pentru această oportunitate care o am să vin și să împărtășesc cu voi din cuvântul Său. Yes, like our pastor and brother Godfrey. Fratele nostru Godfrey. I once pastored a big district that includes the area where the family of the Ngirishi are staying. La fel cum a spus și el, am avut la un moment dat un district mare care includea și biserica unde locuiau familia Ngirishi. Yes, now they are sending greetings from home. Acum trimit salutări de acasă. I have greetings from Africa, Zimbabwe. Am salutări din Africa, din Zimbabwe. May God bless you. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. They are greeting you so much. Vă salută foarte mult. Our consideration, the topic of our consideration is a winning strategy. Ce vom lua în vedere în această dimineață? I'm going to talk about a winning strategy. Este o strategie câștigătoare. Why? Because in our discourse we throughout this meeting I'll be sharing with you subject that deals with victory over the enemy of righteousness. De ce? Pentru că în acest discurs, în ceea ce vom discuta, vreau să vorbesc despre cum să obținem victoria asupra vrăjmașului. Individual victory and victory for the church. Victorie individuală și victorie pentru biserică. Today let me consider individual victory over the enemy. Astăzi, haideți să luăm în vedere victoria individuală. When you're talking about victory, it shows that maybe there is a controversy, there is a bone of contention somewhere. Dacă vorbim despre victorie, automat trebuie să luăm în considerare că există undeva o controversă, există our o luptă. Our key text is coming from the book of 1 John 5 verse 4. Textul nostru principal este în 1 Ioan 5, de la 4 la 5. My King James Version says, versiunea King James spune, who is it that overcomes the world? Cine este acela care a biruit lumea? Acesta este versetul 5. Who is it that overcomes the world? Cine este cel ce a biruit lumea? This is the greatest question that we need to understand. Aceasta este cea mai importantă întrebare pe care noi trebuie să o înțelegem. Who is he? Cine este el? Who is she? Cine este ea? That overcomes the world. Care biruie? And the answer is given. Și răspunsul which is very critical. Ne este dat și acest răspuns este unul foarte important. In that same verse. În același verset. For whatsoever is born of God. Versetul 4 spune, pentru că oricine este născut din Dumnezeu overcomes the world. Biruiește lumea. And this is the victory that has overcome the world. Și aceasta este victoria. Our faith. Credința noastră. Our faith overcomes the world. Credința noastră biruiește lumea. As I look at this passage, pe măsură ce mă uit la acest pasaj, allow me to believe that faith is born of God. Dați-mi voie să cred că această victorie este născută din Dumnezeu. Because the writer is saying,
For whatever is born of God overcomes the world. Pentru că acest scriitor spune pentru că orice este născut din Dumnezeu biruiește lumea. So what is it exactly that overcomes the world? Deci ce anume biruiește lumea? The one who is born of God. Cel care este născut din Dumnezeu. Overcomes the world. Acela biruiește lumea. And he overcomes the world because faith that has been born in him overcomes. Și el poate birui lumea datorită acestei credințe care a fost născută în el. So we need to have faith. Trebuie să avem credință. We need to believe. Trebuie să credem. Now, when you read other versions, când citim alte like versiuni, standard version says, cum ar fi versiunea în engleză standard, who has been born of God overcomes the world. Spune așa, pentru că oricine care a fost născut din Dumnezeu biruiește lumea. And the McDonald idiomatic translation says. Și o altă traducere, traducerea McDonald's. For the reason supporting this is that everyone fathered by God conquers the world. Spune așa, motivul este pentru că fiecare care a fost adoptat de Dumnezeu cucerește lumea. Born of God. Născut din Dumnezeu. Fathered by God. Sau copilul lui Dumnezeu. God is bringing forth children of the kingdom. Dumnezeu aduce la sine copii ai împărăției. There is a process that is going on. Este un proces care are loc. Jesus says you may not see it. Iisus spune poate nu-l you vezi. You may not understand it. Poate nu-l înțelegi. It's a spiritual born again. Este un om care a fost născut din nou din punct de vedere spiritual. We are at different levels. Of the process. Suntem la niveluri diferite în acest proces. But God says, he who is born of me will overcome the world. Dar Dumnezeu spune, cel care este născut din mine va birui. So this is why I want to talk about the strategy. De asta vreau să vorbesc despre strategie. The strategy to overcome the world. Strategia de a birui lumea. Now verse 5 says. Versetul 5 ne spune, who is he who overcomes the world? Cine este cel ce a biruit lumea? But he who believes that Jesus is the Son of God. Dacă nu cel ce crede că Isus este fiul lui Dumnezeu. He who believes that Jesus is the Son of God. Cel care crede că Isus este fiul lui Dumnezeu. What does that mean? Ce înseamnă asta? Believing that Jesus is the Son of God. Faptul că avem această credință că Isus este fiul lui Dumnezeu. That you believe in the divinity of Christ. Asta înseamnă că tu crezi în divinitatea lui Hristos. Because Christ is the Son of God in his divinity. Pentru că Hristos este fiul lui Dumnezeu în divinitatea sa. You believe that Christ came as a human being 100%. Tu crezi că Isus a venit și a locuit aici. But he is also God 100%. A locuit aici printre noi 100% om, dar în același timp este Dumnezeu 100%. That is the mystery of the divinity of Christ. Aceasta este taina divinității lui Hristos. He is both divine and human. Este în același timp divin. So when you believe in Jesus Christ. Atunci când tu crezi în Isus Hristos. You are believing in one who is human. Crezi în cineva care este uman. Who can understand what a human being is and is all about and the challenges that encompass the life of a human being. O persoană care înțelege dificultățile care au legătură cu ființa umană, dificultățile pe care noi trecem. When you believe in Jesus Christ. Când tu crezi în Isus Hristos. You believe that Jesus is God himself. Tu crezi că Isus este Dumnezeu însuși. He sits with the divine. El locuiește, stă he la același part of the divine authority. La același nivel cu divinitatea. El este autoritatea divină. He is able to come and meet with you in your home and in your challenges in life. El este capabil să vină să se întâlnească cu tine în casa ta și în toate provocările care te întâlnești. And he can go and sit with God himself as God. Și în același timp stă împreună cu Dumnezeu ca Dumnezeu. If you believe in that one. Dacă crezi aceasta, then you can overcome the world. Atunci tu poți birui lumea. Now what is the world? Ce este lumea? What is the world that ce este we need to overcome? Pe care noi trebuie să o biruim. When you read the book of 1 John chapter 2. Când citim în 1 Ioan capitolul 2. Verse 17 tells you. Versetul 17 we should spune not love the world. Că nu ar trebui să iubim lumea. Love not the world. Să nu iubim lumea. For all these things that are in the world do not come from the Father. Pentru că toate aceste lucruri care sunt în lume nu vin de la Tatăl, ci sunt pofta firii. The lust of the eyes. Pofta ochilor. And the pride of life. Și mândria. These three. Acestea trei.
do not come from the Father. Acestea nu vin de la Tatăl. If they don't come from the Father, dacă nu vin de la Tatăl, then they come from someone else. Atunci vin de la altcineva. Who is opposing the Father? Care este în opoziție cu Tatăl? Love not these three. Nu iubi acestea trei. Don't allow your heart to crave for such. Nu-ți lăsa inima să dorească asta. Of the flesh. Pofta firii. The love to lust the things of the flesh. Dragostea de a pofti aceste lucruri ale cărnii. Don't love the things that glorify the lust of the eyes. Nu lăsa ca aceste lucruri să glorifice, să slăvească pofta ochiului. Don't glory in your achievements of this life. Nu te bucura în ceea ce ai obținut în această viață. All these things do not come from the Father. Toate aceste lucruri nu vin de la Tatăl. Now if they don't come from the Father, dacă nu vin de la Tatăl, it means they come from the enemy of righteousness. Înseamnă că vin de la vrăjmașul neprihănirii. So what is the world? What is it that you are fighting with? Deci ce este lumea? Cu ce ne luptăm? On the battleground. Pe câmpul de luptă. You are fighting with lust and pride. Te lupți cu pofta și cu mândria. But they have come from somewhere. Dar au venit acestea de undeva. It's like when you are fighting the Zimbabwean soldiers. E ca și când te lupți cu soldații din Zimbabwe. On the battlefield you are fighting with an army. Pe câmpul de luptă te lupți cu o armată. But behind the army there is a president who has sent the army. Dar în spatele armatei este un președinte care a trimis armata. By being defeated by the army. Dacă ești învins de această armată, tu ai fost învins de către președinte. By being defeated by the flesh, by the love of fleshly things. Dacă tu ești învins de această dragoste de lucrurile firești, by the enemy of righteousness himself. Tu ai fost învins de către inamicul neprihănirii. Când tu depinzi de această poftă a firii. When you love these things. Când iubești aceste lucruri. When you welcome them into your life. Când le primești în viața ta. You are being enslaved not by these but by the enemy of righteousness. Tu devii captiv, tu ești un sclav al inamicului neprihănirii. So this is the world. Aceasta este lumea. So maybe what is the strategy? Care este strategia? You know, there should be a strategy. Ar trebui să fie o strategie. Let me admit that the strategy is to believe. Dați-mi voie să vă recunosc că strategia este to believe that Christ is the Son of God. Să crezi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. All other strategies will fail. Toate celelalte strategii, orice alte strategii. According to the Bible, all other strategies will fail. That's why God has given us this strategy. Conform Bibliei, oricare altă strategie va fi un eșec. Now when you are strategizing. Tu când îți pregătești această strategie. You are thinking of a war situation. Te gândești la o situație de război. And you would be right. Și ai avea dreptate să faci. Because the life of a Christian. Pentru că viața unui creștin is like a war itself. Este ca un război. You are fighting. Te lupți. You need to overcome. Trebuie să biruiești. The life of a Christian has something to do with overcoming. Viața unui creștin are de a face cu biruința. Some people have failed on this area. Unii oameni au avut eșecuri în acest domeniu. And also when you talk about victory. Și când vorbim despre biruință. Victory is certain. Victoria este sigură. Foreseeable. Se poate vedea. Accomplished. Și and celebrated. Poate fi completă. When there is a war fest. Atunci când este. When there is a controversy. Când este o dispută. When there are several battles. Când sunt mai multe bătălii. When there are several battles somewhere. Când sunt mai multe bătălii undeva. Victory can only be foreseeable. You can expect victory when there is first a battle. Poți să te gândești la victorie. Poți să vezi victoria atunci când a avut deja loc o luptă. Yes, some have seen the wars that have been fought on planet Earth. Unii au văzut războaiele care au avut loc pe planeta Pământ. When man is fighting against man. Când omul se luptă împotriva omului. When I stretch back into history. Dacă ne uităm înapoi în istorie. I remember at school talking about the First World War. Mă duc aminte la școală și spuneam strategies despre primul război mondial. That were put in place. Erau strategii care au fost aplicate. The Second World War. Apoi a venit al doilea război mondial. Războaiele care le știți și voi. You know, people have to strategize. Oamenii trebuie să gândească strategii. But now let me come with you maybe to understand. Dar haideți să încercăm să înțelegem. From the book of Genesis. Din cartea Genezei. Let us look at
a war that took place. Să ne uităm la un război care a avut loc. The book of Genesis chapter 14. Capitolul 14 din Geneza. Verses 14 to 16. Versetele 14 la 15, la 16. I read. Citesc. When Abraham had heard that his kinsmen had been taken captive. Când a auzit Avram că fratele său fusese luat prins de război, he laid forth his 10 men. A înarmat 318 din cei mai viteji. Born in his house. Născuți în casa lui. 318 of men. 318. And went in pursuit as far as Dan. Și a urmărit pe împărații aceia până la Dan. Look at the strategy now. Uitați-vă la strategie. And he divided his forces against them by night. Și a împărțit oamenii în mai multe cete. He decided to do it at night. Și s-a aruncat asupra lor noaptea. He divided his army at night. El și-a împărțit această armată. He did not divide it in the morning. Nu și-a împărțit-o în dimineața. He did not divide it during noon. Nu și-a împărțit-o la prânz. He decided to divide it at night. El s-a decis să-și împartă armata when noaptea. The human eye was limited. Când atunci când ochiul uman era limitat. He knew he was going to fight with a human being. Știa că se va lupta cu un om. So he decided to strategize to divide his army at night. Așa că el s-a gândit să împartă armata. The division of the army. Noaptea. Așa că the human eye may not be able to see. Așa că atunci când el și-a împărțit armata, the enemy. Ochiul uman nu putea să vadă asta pentru că își cunoștea. And he divided his forces by night and his servants. El a făcut acest lucru pentru că știa oponentul lui. And defeated them and pursued them to Hoba. El i-a bătut și a urmărit până la Hoba, Damascus, care este la stânga Damascului. Then he brought back all the possessions and also brought back his kinsman Lot with his possessions. A adus înapoi toate bogățiile, a luat înapoi și pe fratele său Lot cu averile lui. And the women and the people were brought back. Precum și pe femei și norodul. Abraham was blessed by Melchizedek. Avram a fost binecuvântat de către Melchizedek. Melchizedek is not among the visible forces. Acest Melchizedek nu face parte din forțele vizibile. But as an invisible force is blessing Abraham. Dar este o forță invizibilă care l-a binecuvântat pe Avram. There is something that I'm observing here. Eu observ ceva aici. That whenever people go to fight, oricând oamenii merg la luptă, there are visible forces and invisible forces. Există în același timp forțe vizibile și forțe invizibile. Abraham had an army born from his family. Avram avea o armată de oameni născuți în casa sa. Now God will have to use an army that is born in his church. La fel Dumnezeu trebuie să folosească o armată care those a fost născută been baptized în biserica sa. Those that have been born again in the church. Cei care au fost născuți din nou în biserică. And when they go out to fight as visible soldiers in God's work. Și când ei se duc să se lupte ca forțe vizibile, invisible who is operating from behind. Există și cineva invizibil care operează din spate. A blessing and a victory. El asigură binecuvântarea și asigură și victoria. Those who believe in his existence that they will win the battle whatever the case. El îi asigură pe cei care cred în el că vor obține biruința în orice situație. Now whenever there is a battle, oricând are loc o luptă, they are gains that will be realized when you win. Sunt bunuri care le vei câștiga. There are so many gains that you get. Sunt foarte multe răsplăți care le poți avea. Some of these gains, as we look at Abraham and his army. Când ne uităm la Avram și la armata lui, they are territorial gains. El a câștigat teritoriu. You need to gain a territory. Trebuie să câștigi teritoriu. When you are fighting a battle, there is victory and there are these gains that include a territorial area. Când te lupți, există aceste răsplate care constau în pământ, în teritoriu ocupat. In the battle with the enemy of righteousness. În lupta noastră cu inamicul neprihănirii, Jesus is going to regain the territorial land that was captured by the enemy. Iisus va recâștiga acest teritoriu care fusese ocupat de vrăjmași. Abraham was able to gain the wealthy. La fel Abraham control the enemy. A reușit să obțină aceste bogății, să aibă control asupra vrăjmașului său. And even to bring others as captives of war. Și în același timp să aibă și prizonieri de război. But now when you go to Ephesians 6. Dacă mergem în cartea Efeseni, capitolul 6, to 13. Versetul 10 la 13. I will share with you from this text. Voi împărtăși cu voi din acest text. It tells me that we are not fighting against
flesh and blood. Ni se spune că noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui. So our strategies should be slightly different from those that were made by Abraham. Așa că strategiile noastre trebuie să fie oarecum diferite. Abraham was fighting against flesh and blood. Trebuie să fie diferite decât cele ale lui. That's why he decided to make strategies. Pentru că Avram știa că el se lupta împotriva cărnii și a sângelui, așa că a făcut strategii. He knew that he was fighting with flesh and blood. Știa că se luptă contra cărnii și a sângelui. So that's why he decided to strategize and divide his army at night. Așa că s-a gândit să-și împartă armata noaptea. Why at night? De ce noapte? He knew that the enemy is weak at night. Știa că inamicul este slab noaptea. He is not able to see what is happening. Nu vede ce se întâmplă. So we need also to strategize because we are not fighting against flesh and blood. Deci și noi trebuie să facem strategii pentru că nu ne luptăm împotriva cărnii și a sângelui. Believers. Dar dați-mi voie să vă spun, frații mei credincioși. A Christian walk is a Christian is a walk of war. Umblarea creștină este o umblare în timp de război. Paul says in 1 Timothy 4 verse 7 to 8. În 1 Timotei 4, 7 la 8, Pavel ne spune. Paul say I fought a good fight. Am luptat lupta cea bună. Of faith. A credinței. I fought a good fight of faith. Am luptat lupta cea bună. I'm now waiting for the crown that is not mine. Acum aștept coroana care nu este a mea. That is doar mine with all those who believe. Este și a tuturor celor care cred. So when you are believing in Christ, când tu crezi în Isus, you are joining the army. Tu te alături armatei. Now, you and I by being born on earth, tu și eu, fiindcă am fost născuți pe pământ, we automatically become recruits for training and deployment. Noi automat devenim niște recruți. Just by being born on earth, gata de trimis la you război. You automatically something that is automatic is something that has no choice. Ce este automat nu implică alegere. We have no choice in the participation. Noi nu avem de ales în participarea. We don't choose whether to participate or not. Nu putem alege dacă participăm în război, you know, sau nu. On earth you may choose to participate in a war or not to participate. Când la războaiele de pământ poți you alege. You can be apolitical. Poți să fii apolitic. You can say no, I cannot join an army. Poți să spui nu mă pot alătura unei armate. Nu am nevoie. But this spiritual warfare, dar în acest război spiritual, my sister, frații mei, surorile mele, you will not choose. Tu nu alegi issue of participation. Dacă participi. By being born on earth, fiindcă ai fost născut pe pământ, participate. Automat participi la război. Someone is already training you for. Pentru că cineva deja te pregătește. Someone behind is already training, is recruiting you for training and deployment. Cineva din spate deja te pregătește să fii trimis la război. If you live in your home, tu trăiești în casa ta? Either you are a recruit. Fie ești un recrut. You are being trained. Or you've already been deployed. Sau deja ai fost trimis. Maybe to uphold the war on the side of Christ or the enemy of righteousness. Fie pe partea lui Hristos, fie pe partea inamicului. The question that we should just ask as human beings. Ce întrebare ar trebui noi să ne punem ca oameni? Is this that you should just ask yourself? Este aceasta. Which side am I fighting for? De care parte sunt? Pentru cine mă lupt? Which side am I standing? De partea cui stau? Which side am I standing? De partea cui stau? Well, there are only two sides. Sunt doar două. There are not three. Nu sunt trei. There are not four. Nu sunt patru. There are only two sides. Doar două. And you have no choice in belonging to in participation, let me put it that way. Deci nu, tu nu ai de ales. Participi automat. You have no choice. Nu ai de ales. That's why Jesus said, if you don't go with me, you are against me. De asta Iisus a spus, dacă nu ești cu mine, ești împotriva mea. If you don't choose me, you have chosen. Dacă nu mă alegi pe mine, tu deja ai ales altceva. Not to choose Christ is to choose. A nu-L alege pe Hristos înseamnă a alege. Actually, I've often said, if you don't accept Christ as a personal savior, you have accepted someone else. De multe ori spuneam, dacă nu-L accepti pe Hristos ca mântuitor personal, ai ales deja pe altcineva. Those who accept Christ as their personal savior, it's better off because at least there's a contribution. You've made your choice. Dacă l-accepti pe Hristos ca mântuitor personal, măcar ai făcut o contribuție. But if you don't accept Christ, dar dacă nu l-accepti, then someone will recruit you where there is no choice. Atunci cineva automat te recrutează și nu ai de ales. This you should know whether you're in Zimbabwe, in Africa. Chiar dacă ești în Zimbabwe sau în Africa, sau ești în România, trebuie să știi asta. We are in a war zone. Suntem during the time of war, when I'm talking about spiritual things. Într-un timp de război. Fighting and being fought. Faptul că te lupți. And we are expected to win.
sau se luptă cineva cu tine, tu trebuie să câștigi. Despite the level of our understanding of what is behind us. În ciuda nivelului nostru de înțelegere. What is behind us or what is around us or what is before us. În ciuda acelor lucrurilor care ne înconjoară. This is why I'm saying we need to. Noi trebuie să avem victorie. De asta trebuie să avem o strategie bună. Now Jesus brought a thought in the book of Luke. Ne spune un gând în cartea Luca. Jesus strategic thinking. Ne se împărtășește gândirea strategică a lui Isus. What did he say? Ce a spus Isus? Luke 14. Luca 14. Verse 31 to 33. La versetul 31 la 33. Or what king? Care împărat? Going out to encounter another king in war. Când merge să se bată în război cu un alt împărat. Will he not sit down first and deliberate whether he is able with 10,000 to meet him who comes against him with 20,000? Nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Now, who as an army general? Cine ca un general de armată? Who is going to encounter a war? Cine va merge la război? As a king. Ca rege, as a leader, ca lider, as an army leader, ca general de armată, does not first sit down. Cine nu stă mai întâi? And calculate the cost. Și calculează. And try to deliberate on the war. Și încearcă să își dea seama cum va fi războiul. If he does not do that. Dacă nu face asta. Now Jesus says. Iisus spune. If not. Dacă nu. Well, the other is yet a great way off. Până când celălalt este încă departe. He sends a delegation and ask for terms of peace. Îi trimite o solie să ceară pace. He sends a delegation. El trimite o solie. To say I surrender my brother. Mă predau. I can't fight you. Nu mă pot lupta cu tine. If I can't fight you, I better join you. Dacă nu mă pot lupta cu tine, mai bine mă alătur ție. If you don't fight the enemy, you better join them. Dacă nu te lupți cu vrăjmașul, mai bine te alături. The enemy is coming. Pentru că vrăjmașul vine. So Christ is saying you need to calculate the cost. Iisus spune, trebuie să calculezi costurile. And then he concludes by verse 33. Și concluzionează în versetul 33. The important part. Care este partea importantă. He's talking about battles of heaven. El vorbește despre lupta. Now he says, so therefore. Tot așa. Anyone of you who does not renounce all that he has. Oricare dintre voi care nu se leapă de tot ce are. Nu poate fi ucenicul meu. He cannot be incorporated in the army. Nu poate să fie încorporat. He who does not get not the training actually but to just renounce. Cel care nu neapărat că primește antrenament, dar cel care nu renunță la lucrurile pământești, cel care nu renunță la sine, cel care nu renunță la ceea ce are, trebuie să lași totul deoparte. You cannot be Christ's disciple. Nu poți să fii ucenicul lui Hristos altfel. You cannot be recruited into the army. Nu poți să fii recrutat în armată. You need to have the way of renouncing all that you have. Trebuie să ai o modalitate prin care să renunți la tot ce ai. There is something that I see here. Văd ceva. There is an acronym that scholars normally use. Există un acronim pe care teologii îl folosesc. SWOT application, SWOT. Este aplicația SWOT sau SWOT. Jesus seems to be applying the SWOT strategy here. El, Iisus, pare să aplice această strategie SWOT aici. SWOT, S standing for strength. Acronimul românește va fi diferit. S vine de la strength sau putere. La noi va fi P. W standing for weaknesses. Apoi S, slăbiciune. O standing for opportunities. O de la oportunități. Threats, I mean T for threats. Și A de la amenințări. We need to analyze. Trebuie să analizăm aceste lucruri. The thought of the environment in the war. Trebuie să analizăm acest acronim în mediul nostru de război. You need to understand the thought in the war. Trebuie să analizăm acest acronim în războiul nostru. The strength, the weaknesses. The opportunities. Puterea, slăbiciunile, oportunitățile. And the threats of the enemy. Amenințările vrăjmașului. And the threats of you as an individual. Și amenințările care te înconjoară pe tine ca individ. What is your teamă? Care este punctul tău forte? The idea is to know both yourself and your enemy. Ideal este să te cunoști you pe tine know your enemy. Și pe inamicul tău. You cannot win if you don't know your enemy. Nu poți câștiga dacă nu-ți cunoști vrăjmașul. Analyze both you and
the enemy in the four areas that have been mentioned. Analizează-te pe tine și pe inamicul tău în aceste patru lucruri. The strength of the enemy of righteousness. Trebuie să știi care este punctul forte al vrăjmașului. The weakness of the enemy of righteousness. Slăbiciunea vrăjmașului. You need to know his opportunities. Trebuie să știi oportunitățile care le are. You need to know his fears, his threats. Trebuie să știi și care sunt amenințările lui, ce temeri are. You need to know your strength. Trebuie să cunoști și punctele tale. This is what Jesus is saying. Asta spune Isus. But now Jesus is saying, don't worry about your sword. Dar Iisus spune, nu te îngrijora de aceste lucruri. Just worry about renouncing what you have. Ci spune, ai grijă să renunți la ceea ce ai. You don't need to worry about your strength. Nu trebuie să te îngrijorezi de punctele tale forte. Your love. Trebuie să te îngrijorezi de dragostea ta pentru lucrurile pământești. This is the strategy. Asta e strategia. Maybe let me look at Jesus. Haideți să ne uităm la Isus. Jesus is the commander of the army of heaven. El ca și comandant al armatei cerurilor. He is our deliverer. El este liberatorul nostru. He has no weaknesses. El nu are slăbiciuni. He has no threats. El nu este amenințat de nimic. This is what I love with Jesus. Asta iubesc eu la Isus. He has no weaknesses. Nu are slăbiciuni. He has no threats. Și nu este amenințat de nimic. So on the SWOT acronym. Pe acest acronim. Our Jesus has no weaknesses. Iisus al nostru nu are slăbiciuni. He has no threats. Și nu are amenințări. He is not afraid of anything. Nu este teamă de nimic. He has no weaknesses. Nu are slăbiciuni. This is our army commander. Acesta este comandantul nostru. This is our army commander. Acesta este comandantul armatei. He has strength and opportunities only. Dar el are putere. This is what I love with Jesus. Asta iubesc eu la Iisus. Maybe let me look at the enemy of righteousness. Să ne uităm și la inamic. The enemy of God's children. Inamicul copiilor lui Iisus. He has no strength. Nu are putere. He has no opportunities. Și nu are oportunități. Because he was cast from heaven. Pentru că el a fost aruncat din cer. He has no strength. Nu mai are putere. This is why when he met Jesus. De aceea când s-a întâlnit cu Iisus. Do you want to destroy us before time? Vrei să ne distrugi? He knows he's going for destruction. Asta i-a spus, vrei să ne distrugi înainte de vreme? He is going for destruction. Știe că el urmează să fie distrus. We should not be afraid of someone who say, now, oh general, let me know when I'm going to be destroyed. Nu trebuie să ne fie teamă de o persoană care spune, generalule, spune-mi când urmează să fiu distrus. He says to Jesus. El îi spune lui Iisus. Please, may you allow me to run away. Permite-mi să fug. An enemy. Un inamic. Who is coming to bring threats into your house? Care vine să ducă amenințări în casa ta. May you allow me to run away. I-a spus lui Iisus, te rog, lasă-mă să plec. He knows that even running away he cannot unless he is given permission. El știe că nici nu poate să fugă decât dacă este permis să fugă. Let me run away and go and hide in your creatures, the pigs. Dar dă-mi voie să fug și să mă pun în aceste creaturi, în acești porci. He has no creature. El nu e, nu, it did not create. El nu a creat. He has no strength. Nu are nicio putere. He has no opportunities. Și nici nu oferă oportunități. He is beaten back and forth. El este bătut. By Jesus Christ. De către Iisus. Let me look at myself. Să mă uit acum la mine. So that you may understand yourself. Ca să ne putem înțelege pe noi ca oameni. My strengths. What are my strengths? Care sunt punctele mele forte? My strength is total surrender to Jesus Christ. Puterea mea, punctul meu forte este. My weakness is self. Predarea completă lui Hristos, în lui Hristos, și slăbiciunea mea este euul. My strength is total surrender. Puterea, predare completă. We need to totally surrender to Christ. Trebuie să ne predăm în mod complet. That is my strength. Asta e puterea mea. If I surrender to Christ, I gain strength from Christ. Dacă eu m-am predat lui Hristos, iau putere de la Hristos. The more you surrender, the more you gain the strength. Cu cât te predai mai mult, cu atât primești mai multă putere. My strength is total surrender to Jesus Christ. Puterea mea este predarea completă. My weakness is to hold on self. Slăbiciunea este să mă țin legat de euul meu. You are headed for destruction. Dacă țin la mine, what are my opportunities? Voi fi distrus. My opportunities are obedience and faith in Jesus Christ. Oportunitățile mele sunt ascultarea. I have opportunity to believe in Christ. Și credința în Hristos. Am oportunitatea să cred în Hristos. To keep the commandments. Am oportunitatea să țin poruncile. It's an opportunity, it's not a way into salvation. Nu este o cale de a fi mântuit, ci este o oportunitate. It's a privilege. Este un privilegiu. To believe in Christ. Să crezi în Hristos. What are my threats? Și ce amenințări, ce teme? My threats are disobedience. Neascultarea și lipsa credinței. When you disobey. Când tu nu asculți. When you have no faith. Când nu ai credință. Now in these meetings we'll be sharing on what faith is all about.
În aceste întâlniri noi vom discuta despre credință. We'll be talking about the reality of the war and how we can overcome. Vom discuta despre cât de real este acest război și cum putem birui. But just summarize as we now go to the conclusion. Dar să facem un rezumat. We are really in a war. Noi chiar suntem într-un război. The first phase of war was fought in heaven. Prima fază a acestui război a fost în ceruri. To say it was, I mean, it is the second war in heaven, but I want to say it's the first because it started as cold war until it showed itself in activities, until the enemy of righteousness was cast on planet Earth. A început ca un război rece, până când inamicul a fost aruncat pe pământ. Deci asta a fost doar prima fază. Now you get it from the book of Revelation 12:7-9. În Apocalipsa 12. So this is me, this is the first phase of the war. Pentru mine asta este prima etapă. The second phase. A doua fază. Was fought on planet Earth. A fost luptată pe planeta Pământ. De la nașterea lui Hristos până la cruce. Until his convincing resurrection. Până când el a fost înviat. When he ascended to heaven. Când el s-a urcat la ceruri. That's when the second phase was fought and the enemy was defeated. În această a doua fază and a fost luptat. The force of the grave was defeated. Și vrăjmașul a fost învins și mormântul a fost învins. The third phase of the war, which is the last one. A treia fază, care este și ultima, is being fought between Satan and his angels against Christ and his church. Este dusă între Satana și îngerii lui și biserica lui Hristos. And he's strategizing against members of God's church. Și el construiește strategii contra membrilor bisericii lui Hristos. He, man, and the church are the bone of contention. Oamenii și biserica se află în această zonă de război. The heart is the battleground. Și inima este tărâmul pe care se dă bătălia. You will not see Christ fighting somewhere with the enemy of righteousness, with demons somewhere. Nu îl vei vedea pe Hristos luptându-se cu demoni undeva. It will be taking place in the heart of men. Ci va avea loc această luptă în inimile oamenilor. Yeah, this camp there are wars that are going to be fought. În această tabără sunt războaie care vor fi duse. The heart of men. Dar terenul de luptă este inima oamenilor. Fighting to win you for the kingdom. Dumnezeu se luptă să te câștige pentru împărăție. And the enemy of righteousness is fighting to win you for hell. Și vrăjmașul se luptă să te câștige pentru el. And allow me to say, dați-mi voie să vă spun, the church is militant. Că biserica este militantă. The church is fighting to help us to win the battle. Biserica se luptă să ne ajute să câștigăm. Maybe one quotation from the spirit of prophecy as I conclude. Să vă dau un citat din spiritul profetic în concluzie. I'll read. It says, now the church is militant. Biserica noastră este militantă. Now we are confronted with a world in darkness. Ne confruntăm cu o lume întunecată. Almost wholly given over to idolatry. Aproape de dată în mod complet idolatrie. But the day is coming. Dar vine o zi. When the battle will have been fought. Când bătălia deja va fi luptată. And the victory won. Și victoria deja câștigată. There is a day that is very certain that is coming. Este o zi care în mod cert vine. When victory will be won. Când victoria va fi câștigată. She continues to write and say. Ea continuă. The will of God is to be done on earth as it is done in heaven. Voia lui Dumnezeu trebuie să fie să aibă loc pe pământ la fel ca în ceruri. God's agenda is to take over planet earth. În agenda lui Dumnezeu acesta este un obiectiv, să preia territorial control of planet earth. Să preia din nou controlul planetei pământ. That is covered with darkness of ignorance about salvation. În această lume care este acoperită de întunecimea ignoranței. The will of God will be done on earth as it is done in heaven. Voia lui Dumnezeu va fi făcută la fel cum este făcută și în ceruri. Where angels in heaven are always shouting glory. Glory to God. În care îngeri din ceruri strigă slavă lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu. That will happen on planet Earth. Asta se va întâmpla și pe pământ. This is sure, this is certain. Aceasta este cu siguranță va avea. All will be happy. Toată lumea va fi fericită. United family. Va fi o familie unită. Clothed with the garments of praise and thanksgiving. Îmbrăcată cu niște haine ale mulțumirii. Righteousness. Haina neprihănirii lui Hristos. All nature in its surpassing loveliness. Toată natura will offer to God a tribute of praise and adoration. Îi va oferi lui Dumnezeu un tribut de adorare. The world will be bathed in the light of heaven. Și lumea va fi îmbăiată în lumina cerului. I'm reading from the Great Controversy. Citesc din Marea Luptă. Tragedia veacurilor.
the great controversy, page 568. Tragedia veacurilor, pagina 568. She concluded on this passage by saying the light of the moon will be as the light of the sun. Lumina lunii va fi ca lumina soarelui. The light of the sun will be sevenfold greater than it is now. Lumina soarelui va fi de 7 ori mai mare decât este acum. The years will move in gladness. Și anii vor trece cu fericire. Over the scene of the morning stars will sing together. Noi vom cânta împreună în acest la lumina Luciferului. We shout for joy. Și copiii lui Dumnezeu vor striga cu bucurie. While God and Christ will unite in proclaiming. În timp ce Dumnezeu și Hristos se vor uni în a proclama. There shall be no more sin. Că nu va mai fi păcat. Neither shall there be any more death. Și nici nu va mai fi moarte. This is victory. Asta este victoria. I'm looking forward for such a day. Eu aștept o astfel de zi. So this is the strategy to overcome. Asta este strategia de a biruie. Believe in Christ. Crede în Hristos. He is the Son of God. El este Fiul lui Dumnezeu. Christ says, if you don't renounce what you have, și ni se spune că dacă nu renunți la ceea ce ai, nu poți fi ucenicul meu. Earthly things. Noi trebuie și să lăsăm la o parte lucrurile lumești și să-i permitem lui Dumnezeu control asupra inimii noastre. A story is told. Se spune o istorie. That when an evangelist was preaching. Spune despre un evanghelist care predica. A certain businessman was coming attending these services. Și un om de afaceri venea și asculta. And as he was attending. Și când el era acolo și asculta. He wrestled within himself. El se lupta în sine însuși. To say, should I stand up for Christ? Și se întreba, ar trebui să mă ridic or pentru Hristos? Should I not? Sau să nu? And then when he went home. Și când s-a dus acasă, he was saying, "Ha, but that man." Și spunea, he's talking about a poor Jesus. Omul ăsta vorbește despre un Hristos sărac. Who had nothing. Care n-avea nimic. One who would say, "Others have homes and houses." Unul care spunea, alții au case. But the Son of Man has nowhere to lay his head. Dar Fiul omului nu are unde să-și plece capul. Oh, this man is preaching about a poor Jesus. Omul ăsta vorbește despre un Hristos sărac. Who wants also that we become poor? Care vrea ca și noi să devenim săraci. Then he said, "Ah." Spune, but some other things about this man are good. Dar alte lucruri despre omul ăsta but sunt only bune. This area. Dar doar zona asta. I don't understand this area. Nu înțeleg zona asta. This the area of poverty. Această zona sărăciei. The area of having one garment. Această the zona în care ai no house to live in. Ai o haină și n-ai nicio casă în care să stai. And then the area of him asking a gentleman to go and sell all his property and give to the poor. Și nu înțeleg nici zona asta în care îi spune unui om să vândă tot ce are și să dea la săraci. No, this Jesus. Nu, acest Isus. Should I accept him as a personal savior? Să-l accept ca mântuitor personal? Or not? Sau nu? The story goes on to say. Povestea continuă și ne spune. The businessman că omul de afaceri s-a culcat. When he was comfortably in his bed. Și când el stătea confortabil în patul său. He received a dream. A primit un vis. He was climbing a mountain. Se urca pe munte. Climbing a mountain. Se in urca. His strength and maybe in his valor and power. În puterea sa, simțindu-se învigorat. And then when he was almost at the pinnacle, at the top of the mountain. Când a ajuns aproape de vârf. He lost his grip. El și-a pierdut echilibrul și and then he started falling down. A început să cadă. As he was falling down. Pe măsură ce el cădea. He knew that he was going to die. Știa că va muri. Then he thought of that Jesus. Și s-a gândit la acest Isus. Who had been preached at the meeting. Despre care se predicase la întâlnire. And then he said, Jesus. Și a spus Isus. Although I did not accept you as a personal savior. Chiar dacă nu te-am primit ca mântuitor personal. Please save me. Te rog, salvează-mă. And then somehow. Și apoi cumva something caught on his belt. Ceva s-a prins de cureaua lui. And he started hanging. Și a început să atârne. Hanging suspended somewhere. Suspendat. But now it was at night. Dar era noapte. It was very dark. He could era not foarte see. Întuneric. Nu putea să vadă. His torch had gone off. Nu mai avea lanternă. Hanging there. Atârna. He held himself. Se ținea. And then he said, "If you believe in me." Și se spune, dacă crezi în mine, let loose of what you are holding on. O voce i-a spus, dacă crezi în mine, dă drumul la ceea ce ții. And then he said, how can I let loose? Cum să dau drumul? Because I was dropping.
Altfel aș cădea. But yet the voice continuing. Dar vocea continuă. Let loose. Dă-ți drumul. Where you are holding. Dă drumul. What ceea ce ții. Let loose. Dă drumul. And then he said, I cannot let loose. Și el spunea, nu pot să dau drumul. He held. Se ținea. Until it was morning. Până dimineața. And then when it was morning. Și când a venit dimineața. He realized that no, the pin that was holding him. El a realizat că ceea ce îl ținea. It held him while he was just 1 meter away from the ground. Îl ținea doar la un metru deasupra pământului. Now if he had heeded to the words, let loose of what you're holding. Dacă el ar fi ascultat această voce, in letting loose, he was going to stand on the ground. Dacă el dădea drumul, ar fi ajuns cu picioarele pe pământ. I should have listened to that word. Spune, ar fi trebuit să ascult. I should have listened to that message. Ar trebui să ascult acel and mesaj. Then he was trying, it started now to think around and to meditate. A început să mediteze. And then he said, I should have accepted Jesus as my personal savior. Și a ajuns la concluzia că ar fi trebuit să-l accepte pe Hristos ca mântuitor personal. What is it that stopped me from accepting it? Ce m-a oprit? I'm still holding on what I have. Încă mă țin de ceea ce am. God help me. Doamne ajută. I want to let loose. Vreau să dau drumul. I want to let loose. Vreau să dau drumul. May you save me, God. Salvează-mă. I'll let loose. Eu voi da I'm drumul. Saying, my brother, let loose of what you are holding. Așa că spun, frate, trust in. Dă drumul la ceea ce ții. Jesus is there for you. Iisus este acolo pentru tine. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze ascultarea de cuvântul Său. Shall we stand for prayer? Să ne ridicăm pentru rugăciune. Shall we bow our heads for prayer? Ne plecăm capetele. Our gracious Father in heaven above. Tatăl nostru milos din ceruri. I would like to come before your throne this morning. Vreau să vin înaintea Tronului Tău în această dimineață. Thank you, Lord, for this special opportunity to share your word. Să-ți mulțumesc pentru această oportunitate specială de a împărtăși cuvântul Tău. For the congregation that is here. Vreau să-ți mulțumesc pentru adunarea care este aici. We have deliberated from your word. Am discutat din cuvântul Tău. God, may I humbly come and prostrate before your throne. Doamne, umil vin și mă arunc înaintea tronului Tău. So that you may increase as I decrease. Ca Tu să crești în timp ce eu scad. Allow your children to see you and to hear you. Permite-le copiilor Tăi să Te audă și message, te vadă. Do not allow me to get the glory. În acest mesaj care l-am transmis, nu mă lăsa pe mine să primesc slava. May I decrease and disappear. Fie ca eu să scad și să dispar. May they remember your word and your word alone. Fie ca ei să țină minte doar cuvântul Tău. Allow each one of us to be blessed in this message. Permite-ne să fim binecuvântați prin acest For mesaj. I pray all this in the name of our Lord Jesus Christ. Fiindcă mă rog în numele lui Isus. Amin. Thank you, God bless us. Dumnezeu să ne binecuvânteze.